Salutare, dragilor, și bine ați revenit la un nou clip. Astăzi m-am gândit să încep un vlog așa mai relaxat, să mai petrecem timp împreună. Am câteva cumpărături cu care vreau să încep. Am fost în Aldi și am făcut câteva cumpărături. Vreau să vă mai arăt așa câteva achiziții și cel mai probabil o să și gătim ceva împreună azi. Așa că, da, sper să vă placă să petrecem un pic de timp împreună. Hai să încep cu cumpărăturile. Am aici 3 sacoșe. Sunt exact așa cum le-am cumpărat, alandala, așa că o să le iau aici la rând. Am luat un cotton table runner. Cam așa ar trebui să vină pe masă. Un fel de față de masă, dar se pune cumva doar pe mijloc. Nu știu exact cum se traduce în română, dar mi-a plăcut tare mult combinația asta de culori. Este așa grosuț la material. Îmi place tare mult și nici n-a costat. A costat 2 lire, 2 lire 50 sau oricum până în 3 lire. Cam asta e așa lățimea și cam așa arată. Abia aștept să-l pun pe masă, să văd dacă o să se șeze bine. Sper eu că da, pentru că masa noastră este rotundă, așa că sper să vină bine, nu știu exact. Nu pot imagina acum cum o să se așeze. Am luat o pungă așa de ardei roșii și unul galben. Are vreo 5 bucăți. Nu mai știu prețurile, nu știu pe unde am pus bonul. Am luat 2 pungi de banane, a mai fost una, dar deja s-a mâncat. Am luat niște pui din ăsta așa, care se gătește foarte repede la cuptor. Chicken, gujon, nu știu dacă zic bine, se gătește în 20 de minute. Și da, am mai luat așa pentru Patrick mai mult. Am luat o plasă de asta de portocale. Căpșuni, care nu arată ele foarte, foarte bine, dar chiar mi-era poftă, vreau să mănânc căpșuni, așa că, da, să vedem ce gust vor avea. Mai am aici și o clasă de kiwi, așa, și două din astea de iaurt, cum le zice. Mă rog, recipiente, mă rog, are 4 păhăruțe din astea. Cred că le-ați mai văzut la mine în holuri. Îi cumpăr lui Patrick, că lui îi plac iaurturile astea cu fructe. Și am terminat cu prima pungă. Hai să încep cu a doua. În a doua am așa, am luat ciuperci din astea mari. Cred că sunt 3 bucăți într-o caserolă din asta. Vreau să fac un pilaf cu orez, cu legume și vreau să pun și ciuperci. Am luat ciocolată din asta, vreau să fac clătite. Văzusem pe acasă la Raluca, pe canalul ei, a făcut clătite și mi s-a făcut poftă, așa că m-am dus și mi-am luat și eu ciocolată și o să-mi fac și eu clătite zilele astea. Așa, am luat, erau 2, să le scoteam în 2, am luat din astea, pifteluțe din astea gata făcute. Asta o să gătim azi. O să fac pifteluțe din astea cu sos. O să le facem împreună, practic. Așa. Mai departe, am găsit eu un praf din ăsta care se pune în coșul de gunoi ca să dea un miros ok, ca să nu miroase urât gunoiul, practic. Nu am mai folosit până acum. Sper să fie ok. Așa că, da, e interesant forma lui, este sub forma unui coș din asta, unui container. Așa, ce am mai luat? Am luat o pizza margherita, nu, pepperoni pizza. Am luat, tot așa, să mai punem la cuptor, să mai mâncăm. Îi mai dau lui Patrick, așa, la prânz. Am luat niște șuncă din asta. Breaded ham, ceva de genul. Ce mai am aici? Chicken straws. Sunt așa niște bucățele de pui. Tot așa, îi plac lui Patrick. Îi le mai cumpăr, îi mai dau așa, ori ca snack, ori pur și simplu ca mâncare, să zic așa. Am luat roșii.
Așa, cred că au fost două de roșii, dar nu mai știu pe unde îs. Avocado, la fel cred că sunt doi, dar nu știu pe unde îs. Tot undeva pe aici. Mi-am luat eu o soluție, practic este oțet pentru curățenie. Funcționează foarte bine pentru calcar oțetul. Și mi-am mai luat eu un face wash de la La Cura. Pentru mine nu contează prea mult, dar zice aici că conține vitamina B5, vitamina E și este pentru toate tipurile de ten. Nu are parfum și nu are coloranți, ceea ce îmi place. Așa că nu contează brandul de la care îl iau, dar dacă nu are parfum, nu are coloranți, e ok pentru ten. Așa că, da, am luat de la La Cura de data asta. Aici am luat un borcan din ăsta de gume cu căpșuni, cu gust de căpșuni. Am dat și de celălalt avocado și am aici, am terminat încă o pungă, am aici și niște pateuri din astea pentru Oscar. A mai fost unul, cred că au fost patru, dar unul deja l-am mâncat dimineața, îi place. Așa că, da, cam astea sunt de la Vita Cat, ceva de genul. Hai să vedem și ultima sacoșă. Uite așa, să văd pe unde le mai pun. Am luat o pâine, White Farmhouse, pâine feliată. Am dat și de cealaltă cutie din asta de roșii. Am luat niște brioșe cu ciocolată. Mie îmi place să le mai mănânc dimineața cu cafeaua sau ce beau eu dimineața. Așa am dat de bon, dar na, nu mai contează. Și mai am aici două chestii faine. Am luat, am găsit de la secțiunea de Christmas, de la reduceri, bolul ăsta cu ustensile pentru gătit, pentru făcut prăjituri. Mi-a plăcut tare, tare mult. Bine, asta nu cred că o să-l folosesc neapărat la Christmas. Pot să-l folosesc și de zi cu zi. Spatula asta este mai Christmas-y, care bradul ăsta. Dar, da, zic eu că e ok. Mi-a plăcut tare, tare mult și cred că a fost 2 lire, ceva de genul ăsta, tot setul ăsta. Mi s-a părut un preț destul, destul de bun, așa că, da, am zis, haideți cu mine acasă. Așa, și mai am aici o cutie, Beauty Box. Este un Beauty Box de la La Cura, La Cura Loves, La Cura Loves. Mă rog, este brandul lor din Aldi cu produse. Așa că hai să vedem ce se află înăuntru. Cred că am dat undeva la 4 lire pe ea, ceva de genul 4 sau 5 lire și are 1, 2, 3, 4, 5 produse. 5 produse. Așa că hai să vedem ce se află. Nu prea am folosit așa produse La Cura până acum. Am văzut că au și ceva palete drăguțe, dar m-am abținut să-mi cumpăr palete pentru că sunt suficiente cele pe care le am. Cam așa arată Beautiful, ceva de genul. Cam așa arată cutia. Așa. Am aici broșura, probabil, cu produsele. E asemănător cu, cam, cu ce primeam de la Glossy Box, ceva de genul ăsta. Seamănă foarte mult. Hai să scot toate produsele și apoi vedem exact și ce se află. Și hai să vedem produsele. Am aici un mini parfum, bănuiesc, de 25 de ml, Dark Blossom. Ăsta e. Așa, o să-l încerc după aia. Aici am un Healthy Glow Glycolic Toner. Este un toner exfoliant, zic ei aici, cu aloe vera și ginseng. Cam așa arată. Mai departe am o mascara, cu asta o văzusem eu. Too Legit Mascara, ceva de genul ăsta. Cam asta e. Așa, o să încercăm și vedem care e treaba cu ele. La Cura Overnight Mask, 25 de ml. La fel, sunt tare curioasă să încerc. Și mai am aici un ser, tot La Cura, cu cannabis.
Cannabis oil, ceva de genul, soothing, concentrate, da, cam așa arată. Sunt tare, tare curioasă de produsele astea, chiar vreau să le încerc, așa că, da, vedem care e treaba cu ele. Și cam asta e haul-ul de cumpărături din Aldi, așa că o să vă iau cu mine sus ca să vă arăt și câteva chestioare pe care le-am luat din Tesco acum câteva zile, așa că haideți să vedem. Hai că am urcat sus, vreau să vă arăt, am două chestii pe care le-am luat din Tesco și vreau să vi le arăt. Da, la mine aici e un pic dezastru. Mă refeream la două perechi de cercei extraordinar de frumoși, mie mi-au plăcut tare, tare mult. Asta să văd cum să-i țin ca să pot să-i arăt. Am scăpat unul. Ceva de genul ăsta. Cam așa arată. Erau reduși de la 5 lire la 2 lire, cred. Ceva de genul ăsta. Cam așa arată. Deci mie mi se par superbi, superbi ăștia. Și mai am o pereche care îmi plac tare, tare mult. La fel, au fost reduși. Tot 2 lire am dat pe ei. Ăștia așa arată. Arată ca o căsuță de melc, ceva de genul ăsta. Dar sunt foarte de efect. Când îi pui în ureche, îmi plac tare, tare mult. Sunt așa de încântată de ei. De când i-am luat. Pe ăștia i-am și purtat deja. Ceilalți încă nu. Dar cam așa arată. Doamne, cât de mult îmi plac. Îmi plac tare, tare mult. Nu mai știu brandul lor, că aveau și un site, Six, nu mai știu, o să-l caut, dacă mai găsesc site-ul lor, o să-l caut și o să-l pun în, în descriere. Dar cam așa arată cercei. Doamne, cât de mult îmi plac. Deci îmi plac tare, tare mult. Și am mai găsit tot în Tesco, la reducere, pijamale, mi-am luat pijamale, bine, sunt așa un pic de Crăciun, dar până la urmă nu mai contează. Noaptea în pat nu ne caută nimeni dacă suntem îmbrăcați de Crăciun sau nu. Așa că, da, am dat 3 lire pe pereche de pijamale, adică ar veni vreo 15 lei, ceva de genul ăsta. Mi s-a părut wow, zic că ok, hai să-mi iau și pijamalele, că de ce nu. Dar cercei ăștia îmi plac foarte, foarte tare, deci îmi plac extrem de mult. Și dacă o să mai ajung, probabil o să mai aleg. Oricum, cred că am stat mai bine de 10-20 de minute și m-am benoclat la standul ăla cu cercei. Nu știam pe care să-i aleg. Erau foarte, foarte multe perechi drăguțe și chiar și mai eleganți. Dar, da, pentru ce sunt eu așa de zi cu zi, nu erau pentru mine. Erau o pereche foarte lungi, așa, dar foarte frumoși. Dar, da, cine știe, poate mă mai duc o fugă și iau și pe ea, nu știu exact. Dar ăștia mi-au plăcut tare, tare mult. Tare, tare mult mi-a plăcut. Așa că hai să vedem ce mai facem. Cred că mă duc să bag cumpărăturile la loc, încă nu le-am băgat. Și o să mă apuc încet ce să fac, să fac mâncare. Așa că haideți cu mine. I'm sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is. Oh, gata, am pus și chestia pe masă, zic eu că arată destul de ok. Nu știu, aștept și părerile voastre în comentarii. Hello și din voiceover. M-am gândit că înainte să mă apuc de gătit, să-mi golesc chiuveta de vase, mi se adunaseră acolo câteva, așa că, da, oricum, nu știu cum sunteți voi, dar eu, dacă mă apuc de gătit, trebuie să am și chiuveta goală, pentru că implicit o folosesc și mă stresează dacă am vase în chiuvetă și, oricum, în timp ce gătesc, tot se mai adună câte ceva și trebuie să pun acolo, să umplu din nou chiuveta. Așa că, da, m-am gândit să fac chestia asta întâi și după aia să ne apucăm de gătit. Oricum, cred că aveți nevoie de motivație, așa-i? Voi v-ați golit chiuveta azi? Cred
simt că am un deja vu întrebându-vă chestia asta. Cred că v-am mai întrebat eu într-un clip, nu știu sigur. Dar da, cred că toate avem nevoie de motivație. Oricum, cred că mai ziceam în clipurile mele, vasele din chiuvetă și hainele de spălat nu se termină niciodată. Întotdeauna sunt acolo multe, multe de făcut. Dar ce să facem? Îi dăm mai departe și trebuie făcute și lucrurile astea, că altcineva cine să le facă? Doar în cazul în care avem pisici, cred că am putea să apelăm la pisici să spele vasele. Nu știu. Așa că, da, haideți să terminăm cu vasele și să ne apucăm de gătit. Hai să trecem și la partea de gătit din clipul de astăzi. Vreau să vă întreb, sunt tare curioasă, voi ce mai gătiți, ce meniuri mai aveți în fiecare zi, mai dați-mi și mie idei. Cred că v-am zis de la începutul clipului, de când vă arătam cumpărăturile, că vreau să fac pifteluțele astea cu sos. Nu știu, mi se pare o variantă tare bună decât să fac eu piftelele. Bine, nu e mare brânză, dar dacă le găsesc direct cumpărate, mi se pare foarte, foarte ușor să le cumpăr și apoi să fac sosul. Dar înainte de asta, eu le rumenesc puțin în puțin ulei. Știu, nu e atât de sănătos, dar mi se pare că le schimbă un pic gustul, așa că da, le rumenesc puțin în ulei. Și apoi pregătesc sosul. Sunt tare curioasă cum pregătiți voi sosul. O să vă arăt eu imediat care e varianta mea de sos. Și da, lăsați-mi și voi în comentarii voi cum pregătiți sosul. Da, cum ziceam, pentru sos am pus acolo cam 2 linguri și puțin de bulion. Orice fel de bulion, poate fi și suc de roșii, nu contează. Pun apa acolo cam cât cuprinde. Eu nu sunt cu cantitățile, niciodată cu cantitățile. Cantitatea mea principală este după ochi. Și da, am pus acolo apă cam cât am considerat eu că aș avea nevoie de sos. Și apoi am pus acolo, am presărat așa puțină făină, la fel tot după ochi, dar cred că zic eu că ar fi fost vreo 2-3 linguri de făină la cantitatea aia pe care o aveam eu. Și cam asta e sosul. Cam asta fac eu. Eu toate condimentele și tot ce adaug în sos le adaug ulterior după ce îl pun la foc. Și cam asta fac eu. Voi cum faceți? Cum faceți sosurile pentru diferite chestii, pentru diferite mâncăruri? Lăsați-mi în comentarii. Apoi am schimbat pifteluțele într-o altă tigaie mai adecvată. Bine, nici nu puteam să folosesc uleiul ăla, așa că da, le-am scos pur și simplu pe toate de acolo. Am turnat sosul peste, am dat drumul la foc și am așteptat să dea într-un clocot. Cam mai apoi să adaug și condimentele. Gata, pifteluțele mele cu sos sunt gata, arată foarte bine, abia am închis focul și vreau să vă arăt ce am pus, pentru că am uitat să dau rec.
Așa că, da, am pus busuioc, pătrunjel, oregano, sare, două frunze din astea de dafin, paprika, piper negru, care l-am scăpat pe jos, și usturoi din ăsta granulat. Și cam asta e, miroase extraordinar. Miroase foarte, foarte bine. O să fac, și o mămăliguță pentru piftelele astea. Zic eu că o să meargă foarte bine cu mămăligă. Ok, eu am terminat cu gătitul. O să auziți și mașina de spălat, pentru că spăl, am vreo 3 zile de când spăl în continuu și tot nu termin, dar poate o să termin la un moment dat. Ziceam că am terminat cu mâncarea, am făcut mămăliguța, am făcut sosul cu piftele sau piftelele cu sos, mă rog, înțelegeți voi. Acum am pregătit aici ingrediente, vreau să fac și o plăcintă. Nu o să frământ eu, am foi din astea din comerț. Așa, am brânză frământată, o să folosesc și un pic de smântână, ouă, zahăr și o esență de vanilie, cred că e asta, da, vanilie. Așa că, da, mă apuc să fac repede și o plăcintă și cred că cam pe aici. Treaba pe ziua de azi, că deja mă simt amețită, m-am tot învârtit pe aici, am mai făcut și puțină ordine, dar, da, hai să ne apucăm să facem plăcinta. Și cam atât cred că pe ziua de azi. I saw you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kind of strange. Your name. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. You say that you're from out of town. I'm hoping that you stick around. Show me what it's like from the other side. Would you stay another night? Bun, dragilor, cam atât în clipul de astăzi. Nu știu exact cât am filmat, ce am filmat, o să văd de la editare ce va ieși, dar cam atât în vlogul de astăzi. Am încercat să vă arăt așa cam ce mai gătesc, ce mai fac eu de zi cu zi. Bine, eu am făcut mult mai multe lucruri azi, dar nu le-am surprins pe toate pe cameră. Am spălat aragazul, am spălat și cuptorul azi, am băgat la spălat de nu știu câte ori. Acum mai am câteva haine de strâns, o să mă duc să le strâng. În curând o să vină și Cristi acasă și o să trebuiască să ne punem să mâncăm cu toții, dar mâncarea e gata, plăcinta e la cuptor, aproape gata și ea, așa că, da, dragilor, pentru astăzi eu mi-am îndeplinit toate misiunile, ca să zic așa. Și da, o să închei și clipul aici. Vă mulțumesc tare, tare mult că m-ați urmărit. Nu uitați să dați un like acestui clip. Nu uitați să vă abonați dacă vă place ce găsiți aici la Ana pe canal. Iar noi ne revedem în următorul filmuleț. Mua! Pa, pa! Don't even know
your name.